au fost oameni care au sărit în apărarea lui Dumnezeu. Unii prin scrisul lor, alții prin discurs, unii prin artă, alții prin profesia lor. Mai este însă un pâlc de oameni care l-au apărat pe Dumnezeu cu carnea lor, cu pielea, cu sângele și oasele lor, cu dinții și unghiile, cu părul capului, cu organe sfărâmate, cu vieți distruse, cu familii făcute țândări, cu copii fără orizont. Acești dezmoșteniți ai soartei, sau mai grav, acești oameni care și-au pierdut concret viața spre a o câștiga poate în cer, sunt cinstiți acum ca apărători ai ortodoxiei. De ce acum? Poate pentru că anul acesta se împlinesc 70 de ani de la instaurarea regimului de teroare comunistă în România. Sau poate pentru că timpul trebuie să decanteze, să separe actele de martiraj de cele de eroism civic. Martiriul nu se stabilește la modul paușal. Trebuie dovezi clare, probe incontestabile ale mărturisirii lui Hristos în tenebrele temniței. Or, asta cere timp. În plus, a fost și o râvnă a unor creștini mai aprinși de zel să instituie în spațiul public cultul celor care au suferit în închisori. Aceștia au și primit, generic, numele de Sfinții Închisorilor, însă fără să aștepte ca Biserica Ortodoxă Română să se pronunțe asupra evidenței sfințeniei lor mărturisitoare. Au fost scoase osemintele din gropile comune și purtate pe la diferite conferințe. Unele chiar au izvorât mir, cel puțin așa susțin unii dintre martori. Oricum ar fi, memoria acestor oameni se cuvine respectată, iar jertfa lor trebuie în mod clar și public pomenită de fiecare dată. Biserica a făcut acest pas spre recunoașterea unui adevăr istoric în cunoștință de cauză, după ce literatura mărturisitoare a ultimilor 27 de ani a pus în mâinile și sub ochii românilor cele mai cutremurătoare pagini de sacrificiu uman, alături de odioase fapte de tortură, umilire, malversațiuni morale, trădări, hule. Temnița Roșie a fost un laborator pus la cale de un Dr. Frankenstein mult mai nebun decât personajul lui Shelley, infinit mai pervers, mai demonic. În malaxorul de vieți al bolșevicilor s-au sfărâmat prin suferință și umilință elitele românești. Însă tot acolo, Hristos a putut fi mărturisit până la capăt. Și prin această mărturisire, cei închiși au apărat ortodoxia, adevărul Bisericii Răsăritului, adevărul celui răstignit, de 2000 de ani zilnic răstignit. Au apărat ortodoxia mai bine și mai profund decât cei aflați în afara zidurilor închisorii, căci se eliberaseră de frică prin suferință. Ce putem face pentru ei, pentru jertfa lor și pentru faptul că ne-au lăsat aici în lume, cu un dram de onoare și acolo în cer, cu niște cununi mucenicești, este să-i pomenim și să ne rugăm pentru ei, să le cunoaștem viețile și să vorbim despre ei și, dacă se poate, să le urmăm exemplul viu în vremurile de anchiloză, de comă spirituală pe care le traversăm, în stare de libertate fiind. Liber, da, dar neeliberați de slăbiciuni, de frici, de angoase, de propriile noastre limite, pe care le bănuim a fi foarte aproape de pumnul de țărână vorbitoare care suntem. Bun găsit, dragi prieteni, la prima ediție a Dialogurilor Dimineții din noul format al emisiunii Universul Credinței. Tema de astăzi este una care încearcă recuperarea memoriei apărătorilor ortodoxiei din timpul comunismului. Temă dificilă, cu multe nuanțe, cu mult efort de investigare, cu surpriză de proporții, cu ostilitate vădită, dar și cu mult entuziasm declanșat în jurul ei. Vădurile istoriei recente încă nu sunt complet ridicate de pe biografiile victimelor și călăilor, dar totuși pașii sunt foarte importanți. Haideți să mai facem câțiva alături de invitații mei, Răzvan Codrescu și Cristian Curte. Bun venit! Bine v-am găsit! Domnule Codrescu, în octombrie trecut Sfântul Sinod a decis că anul 2017 să fie închinat acestor neomartiri știuți și neștiuți ai României. Unde și cum credeți că se cuantifică jertfa lor? În primul rând se cuantifică în cer și noi avem sfinți care mărturisesc în fața lui Dumnezeu, chiar dacă nu au fost recunoscuți oficial de biserică. Avem un capital de jertfă în acest secol 20 românesc, pe care nu i l-am cinstit și nu l-am valorificat suficient. Și iată, apare această oportunitate, girată chiar de biserică, în pragul centenarului României, să se onoreze această rezistență creștină anticomunistă, care a avut proporții pe care istoriografia încă nu le-a pus în lumină suficient, și în multe privințe experiența românească a rezistenței creștine în fața comunismului are caracterul ei de unicitate. În ce constă acest caracter de unicitate? În primul rând, în faptul că sistemul concentraționar a fost la noi, după cel din Uniunea Sovietică, cel mai cumplit în tot lagărul comunist. Numeric sau ca violența represiunii? Din toate punctele de vedere, și ca număr de locuri de detenție, și ca număr de deținuți, și ca violența represiunilor, e de ajuns să evocăm Piteștiul, cel mai cumplit experiment concentraționar din toată zona comunismului european, ca să ne facem o idee. Pe de altă parte, s-a întâmplat o situație specială. Mișcarea legionară de dinainte de, anii războiului, a îmbrățișat ideea creștină și după ce, războiul s-a terminat, supraviețuitorii mișcării legionare au lăsat la o parte, ca să spunem așa, gestrea politică care era falimentară, dar au continuat să militeze pentru ideea creștină, pentru identitatea creștină a neamului românesc. Ori asta a deranjat foarte mult ideologia ateismului comunist. Cu cât rezistența creștină sau a creștinismului asumat a fost mai mare, cu atât și represiunile au fost în consecință. Domnule Curte, cât de mult contează amploarea, cifrele practic ale unui martiriu? Cu ce unitate de măsură măsoară biserica această jertfă? E complicat. Nu cred că din punct de vedere al credinței putem vorbi de cantități. Până la urmă, într-o fărâmă de împărtășani este Hristos tot. Într-un singur sfânt avem practic exemplu total, plenar al desăvârșirii. Ai un singur martir, este suficient ca să înțelegi că moartea lui se opune unui rău, care rău vine, bineînțeles, de la diavol, deci practic ai toate datele problemei în cazul unui singur martir. Dar cred că pe planul orizontal, din punct de vedere social, numărul până la urmă contează. Spunea Radu Preda că dacă am avea curajul să investigăm în profunzime numărul martirilor din perioada comunistă, viețile lor, dacă le-am scoate la lumină, dacă am avea un vector mai apăsat, îndreptat asupra lor, am avea surpriza să vedem că lașitatea noastră, se vorbește mult despre asta, trădările românilor, partipriul bisericii vinovat, spun unii, ar fi mult mai mici decât efortul uriaș al unor oameni de a se împotrivi. Eu nu vă pot da cifre, pentru că până când biserica nu intră profund în acest dosar, deocamdată e vorba de o cinstire generală, nu e vorba nici măcar de o canonizare, deci până când nu intră în acest dosar al martirilor, să știm câți au suferit pentru Hristos și câți au suferit politic, aici e o problemă, nu știm un număr exact. Dar e foarte important ca la final să vedem amploarea. Și aici cred că numărul contează. Pentru ce, domnule Curte, numai biserica trebuie să facă această investigație? E o bună întrebare. Ar trebui să o facă și statul român, pentru că e vorba de niște eroi. Iată, nu avem un muzeu al victimelor comunismului și al celor care s-au împotrivit, al eroilor. Da? Avem memoriale, dar aici în București mi s-ar părea firesc undeva central, nu? Să avem un muzeu astfel încât tinerii să vadă ce s-a întâmplat. Sunt deja o grămadă care spun, domne, a fost mai bine, pentru că mi-a zis mama că aveam un acoperiș deasupra capului, apă caldă din când în când și marea chestie, un servici. Nu toată lumea avea un serviciu. Astăzi, pentru un job, transmit destul de mult. Dacă am avea un muzeu al ororilor, poate dialogul acesta ar fi asanat de o informație benefică, în măsură să ne mai destupe mințile, pentru că am început deja să fim îmbâxiți de propaganda celor care sunt nostalgici dintr-un motiv sau altul. Există un proiect generos, Fortul 13, da. Jilava urmează să se transforme într-un memorial al acelei perioade atunci aici lângă București. Domnule Codrescu, cum să înțelegem la scara mersului istoric prigoana aceasta atât de violentă împotriva oamenilor credinței? Practic, ce anume îi deranja pe bolșevici într-atât încât au trecut fără ezitare la crimă? Da, comunismul a fost una dintre modalitățile de distrugere ale ordinii tradiționale. Sigur, au existat multe modalități de-a lungul ultimilor veacuri, începând cu Revoluția franceză și până în prin secolul 20. Comunismul a fost varianta cea mai violentă și punctul lui de principal era ateismul. Până urmare, creștinul și, bineînțeles, biserica instituțional vorbind, erau principalii adversari pentru primenirea societății așa cum o vedeau comuniștii. Până urmare, trebuia distrus această rezistență pe toate căile, cu toate mijloacele și fără niciun fel de scrupule. Ori această acțiune a fost concepută programatic și a început foarte devreme, imediat după terminarea războiului. Încă din 1945, sigur, ea a căpătat consistență în 1948, odată cu transformarea siguranței în noua securitate și când au început arestările masive și cu tot fenomenul concentrațional care a urmat din 1940 până în 1964, când temnițele comuniste au fost oficial lichidate. Sunt cifre relative pentru că nu s-au făcut investigații suficiente, nu se știe exact câți au trecut prin închisori, câți au murit. Nu se știe, așa cum spunea și domnul Curte mai devreme, câți au murit din motive politice și câți din motive religioase. În ce măsură, deci, această rezistență a fost una creștină și a fost mai presus de conjunctura politică. Există însă, sigur, dincolo de aceste cifre relative, cazuri concrete extrem de clare, unde nu mai există îndoieli. Și acestea trebuie să fie avute cu precădere în vedere de către biserică. Există altfel și dosare depuse la Comisia de Canonizare a Sfântului Sinod, cazul bună oara lui Daniel Sandu Tudor, ieroschimonahul de la Rarău, mort în temnița de la Iud în 1962. E clar, a murit mărturisindu-L pe Hristos. Nu există îndoială aici. Cu alte cuvinte, sunt unii creștini care s-au ridicat pur și simplu la nivelul acestei chemări pe care Dumnezeu ne-a pus-o în față, acestei provocări. Proporțiile acestui neomartiraj sunt absolut tulburătoare și aduc aminte de prigoanele din primele secole. Adică și ca număr și ca, dimensiunea a ororii sunt comparabile. Până urmare, este un fenomen extrem de complex și de care rămâne să dăm seama. Sunt două registre în care poți da seama de ele. Este registrul laic al cercetării științifice, obiective așezate. Da, făcut în special de istoriografi. Există pentru asta câteva instituții abilitate ale statului care încearcă să funcționeze cât mai bine. Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului, condus de domnul Radu Preda, este în fruntea acestei campanii instituționale și probabil că rezultatele se vor vedea în timp. Și există celălalt registru, registrul religios, biserica liturgic, dacă vreți. Da, dacă vreți, știu eu, al pomenirii liturgice. Și aici este domeniul bisericii. E foarte important ca biserica să conștientizeze acest capital de jertfă, pentru că jertfa este pilonul pe care stă creștinismul de la originile lui. Până urmare, capacitatea de jertfă a unui popor da automat seama de angajarea lui creștină, de cât de viu este creștinismul în sânul lui. Prin urmare, este un titlu de onoare istorică și spirituală pentru români, această rezistență creștină întinsă pe atâtea decenii și manifestată în atâtea forme, pentru că nu este vorba numai de cei care au trecut prin închisori sau prin lagăre. Este vorba și de rezistența curentă în așa numita libertate provizorie din afara zidurilor închisorii, pentru că România era totuși o mare închisoare. Un imens spațiu concentraționar și fiecare a găsit modalitatea lui de a se lupta cu vremurile, de a rezista, de a nu face jocul unei anumite propagande oficiale, iar lupta din așa zisa libertate a fost de multe ori la fel de grea ca și cea din închisoare. Aici trebuie să spunem că pe această claviatură însângerată a noilor martiri au fost și cei din bisericile catolică, greco-catolică, chiar și din cultele neoprotestante. Rezistența creștină nu e un monopol al ortodoxiei. Asta se cuvine să spunem, chiar dacă tema noastră este cea apărătorilor ortodoxiei. Fiind majoritară, este oarecum firesc ca ea să fi dat cel mai mare număr de jertfe, cel mai mare număr de figuri martirice în raport cu, mă rog, numărul credincioșilor ei. Există însă o idee greșită care s-a încetățenit prin un anumit tip de propagandă că ortodoxia ar fi fost pasivă în fața agresiunii comuniste. Asta este o altă temă și o temă mult mai confesiuni, da, au fost mai reactive. Părerea mea este că se greșește și că din cauza necunoașterii unor realități nu suntem puși în situația de a trage astfel de concluzii pripite. Domnule Curte, asta a fost acum 50, 60, 70 de ani, dar în prezent, în noua așezare a lumii, credeți că deranjează încă religia noastră creștină? Da, deși cărțile s-au reașezat pe masa asta a planetei, cred că ceea ce este esențial și ceea ce Europa nu a receptat este aspectul malefic, demonic al comunismului. Nu poți să ajungi la asta dacă nu e o credință. De exemplu, vă dau un singur exemplu. Părintele Sofian Bughiu, care mi-a fost duhovnic și pe care l-am întrebat de multe ori ce se întâmpla în închisoare, vedea spațiul concentraționar ca o enormă mănăstire. Pentru el, mi-a și spus odată, i-am spus, dar ce s-a întâmplat acolo? Ne-au dus și zice, ne-au păzit vreo câțiva ani, deci nu ne-au închis. Ne-au păzit și noi ce făceam? Ne rugam, ca și aici și acolo. Deci nu erau niște gardieni, erau așa niște inși, simpatici până la urmă, care aveau grijă de noi, ne dădeau din când în când mâncare și noi ne rugam în continuare. Nu spunea lucrurile acestea pentru că ar fi fost frică după 90 să pună un deget apăsat, să spună, ia uite canalele ce ne-au făcut, ci pentru că îi iertase de plin și făcuse din temelia, la temelia vieții lui și așezase nejudecarea. Pentru el nici măcar comuniștii nu meritau osândiți, să zicem așa. De-aia eu cred că adversitatea asta la adresa creștinismului ar putea fi combătută dacă noi am fi la nivelul mărturisitorilor din Temnițe. Din păcate nu suntem și cred că avem o replică tot la nivelul acesta orizontal, de aici și scandalul, care cred că în timp se va ascuți și s-ar putea să ne trezim ca pe vremuri, vremea comuniștilor, că eram dușmanii poporului. Ăia care îl ținuseră, oamenii gospodari ai satului, preoții cei mai vrednici, intelectualii cei mai fini, monahii sfinți care au făcut din rugul aprins o culme a ortodoxiei, erau dușmanii poporului, care erau de fapt elita. Cam asta e cu creștinismul în zilele noastre. O problemă complicată, ar trebui o emisiune în sine. Am înțeles. Domnule Codrescu, care credeți că a fost totuși relația aceasta subtilă între victime și călăi? Noi știm că n-am avut revoluționari de profesie, comuniști adevărați, ci doar oportuniști. Au fost cei care și-au însușit acest discurs pentru a putea promova anumite funcții. Făceau totuși acest lucru cu râvnă sau făceau formal ceea ce făceau, respectiv prigoana împotriva creștinilor? E greu de generalizat. Cred că sunt cazuri și cazuri. În orice caz, Partidul Comunist avea un eșalon destul de redus numeric până la venirea tancurilor sovietice și sistemul acesta de represiune a fost în mare măsură gândit în afara țării și transplantat aici. S-au găsit, bineînțeles, cozile de topor, pleava societății, care pentru anumite privilegii a fost, știu eu, angrenată în acest sistem și trebuie să recunoaștem cu inima strânsă că unii dintre ei au înțeles să-și facă cu exces de zel datoria. Dar, încă o dată, nu-i poți judeca pe toți cu aceeași măsură. S-a mai spus că mulți dintre cei care au fost torționari erau mai ales neromâni, unguri, țigani, evrei și așa mai departe. Sigur că au fost între ei și neromâni, dar au fost și destul români, deci nu trebuie să ne închipuim că noi suntem niște îngerași în permanență agresați numai de alții. Avem și noi resursele noastre, nu? Malefice, pe care încă trebuie să le exorcizăm. Încă o dată, de aceea este foarte importantă contribuția cercetării istorice ca să stabilească mai clar cum s-au născut aceste lucruri, cine poartă adevăratele responsabilități și așa mai departe, pentru că istoriografia comunistă a făcut o perdea de fum în jurul la tot ceea ce s-a întâmplat în ceea ce se numește îndeopște obsedantul deceniu, iar istoriografia postcomunistă e încă timorată și ea în mare măsură rezervată ideologic și încă nu s-a pus, ca să zic așa, punctul pe i. Cred foarte mult că Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului va reuși până la capăt să spargă gheața și să facă lumină și că noua generație de istoriografi își vor face datoria și vor pune în lumină adevărata față acestei rezistențe creștine colective, subliniindu-i această unicitate despre care vorbeam și care legitimează cumva această lume românească în fața experienței prin care a trecut. Pentru că s-a spus în permanență, se afirmă în mod curent încă, polonezii au avut solidaritatea, ungurii au făcut revoluția, contrarevoluția din 56, numai românii au stat pasivi. Ori această pasivitate nu știu de unde a ieșit, este o legendă proastă, pentru că la noi a existat de pildă fenomenul rezistenței armate în munți, unic în toată lumea comunistă. A existat o dimensiune a represiunii de care vorbeam mai devreme și care greu se poate compara, poate numai în Rusia, în gulagul rusesc. Până urmare, nu trebuie scăpat în vedere, pe de altă parte, faptul că au fost angajați în această rezistență foarte mulți preoți, călugări, studenți, teologi. Până urmare, în termenile comuniste, după estimări aproximative, au fost peste 2000 de preoți și zeci dintre ei au murit acolo. Și la Iud, și la Jilava. Și, până urmare, biserica a fost extrem de reactivă. Poate că la nivelul ierarhiei reacția a fost mai voalată, pentru că ierarhia a adoptat o strategie de supraviețuire, pentru ca biserica să poată funcționa și să-și poată exercita misiunea liturgică, nu? A trebuit să facă niște concesii. Și atunci, mă rog, de la nivelul acesta de sus se vede mai puțin, dar la nivelul de jos lumea a fost foarte implicată și spiritul de jertfă a fost foarte viu, atât în rândul preoților de mil, cât și în rândul călugărilor. Mulți dintre ei sprijinitori direct ai rezistenței armate din munți, bună oară. Și așa mai departe. Până urmă, e un fenomen foarte, foarte, foarte complex și eu sunt convins că, pe măsură ce lucrurile se vor decanta, câteva măcar dintre aceste figuri mărturisitoare, exemplare, se vor regăsi și în sinaxarele ortodoxe. E o problemă cu ierarhia, dacă îmi permiteți. Ea a fost pusă în fața unui model de prigoană cu care nu era obișnuită. După secole, mai bine de un mileniu de libertate pentru creștini, vine această prigoană care nu e directă. Dacă în perioada romană ți se cerea explicit să abjuri sau să te închinui unui alt zeu, care e practic același lucru, în perioada comunistă li s-a cerut să laude, să tămâieze puțin conducerea, au făcut-o în predici, în diferite pastorale pe care le dădeau, făceau act de prezență în cazul anumitor festivități. Dar, decorativ. Asta mi-a spus-o, de exemplu, în altul Bartolomeu, om trecut prin temniță, foarte ferm. Facem abstracție de fenomenul Pitești. Acolo i s-a cerut nu numai lepădare, ci și blasfemiere. Sufletul pur și simplu. Da. Niciodată romanii nu au cerut să blasfemieze zeul tău. Deci, revenind, cu excepția Piteștiului, mi-a spus în altul Bartolomeu, nimeni niciodată nu le-a spus, băi, eu vreau să te lepezi de Hristos. Deci, prigoana a fost mult mai perfidă. Trebuia să reacționez contra libertății, contra ateismului care se insinua treptat și la un moment dat devenise chiar violent. Iar ierarhia n-a fost pusă direct în fața martirajului. Eu cred că dacă s-ar fi întâmplat, cum a fost în Rusia, uneori, adică i-au aliniat pe marginea gropii, care se leapă de bine, care nu, îl împușcăm. Și sunt cazuri, de exemplu, de sfinți dintr-o mănăstire care au fost îngropați în frunte cu starețul sau cu episcopul. Sau în actuala Republica Moldova. Cu toții moarte. Da, acolo a fost o prigoană foarte dură și foarte explicită. Când lucrurile sunt clare, poți să reacționezi clar. Altminteri, chiar Mântuitorul a spus, când vă prigonesc într-o cetate, fugiți în cealaltă. Există și o febră a martirajului care, cred eu, ar putea fi pusă sub semnul întrebării. Vă dau o pildă. Scuzați-mă, da, nu este totuși cea mai scurtă cale către rai? E cea mai scurtă cale către rai dacă ai discernământ. Vă dau un exemplu. Un părinte din Muntele Atos ispitit de demoni în perioada libertății creștinismului, acolo nu a fost comunism, avea dorința asta să fie cu orice preț mucenic. L-au prins la un moment dat când se tăia cu un rest de la o conservă pentru a vedea dacă el rezistă la chinuri, pentru că se gândea să meargă undeva să mărturisească. Până într-un moment în care duhovnicul i-a spus: băi, tu ești sigur că vrei să mărturisești, că reziști? Da, părinte, eu vreau să mor pentru Hristos, dar nu-și cere nimeni, nu contează, eu asta vreau să fac. Și unul dintre frați, inspirat sau la mânie, îi trage o mamă bună de bătaie, la care el începe să strige: gata, lăsați-mă! Și a zis: păi cum, frate, tu vrei să suferi? Deci există și o ispită, iar la noi cred că a fost camuflată politică, adică a existat o rezistență anticomunistă, care avea un filon creștin normal pentru că eram o societate tradițională, dar care nu cred că poate fi echivalată cu martiriul. Iar aici este și ispita, să le fi cerut ierarhilor noștri să iasă și ei, nu știu, cu arma în mână sau rupându-și anteriul și spunând ce? Adică, domne, nu mă lepă de Hristos. Păi nu ți s-a cerut asta. Așadar, relativizarea aceasta, spuneți că a făcut să fie posibil evitarea martiriului. Da, și cred că ceea ce a spus Patriarhul Iustinian, deși multă vreme și eu fiind tânăr l-am acuzat, ziceți ca ei și faceți ca noi, poate fi până la urmă o măsură de rezistență care a fost adoptată inclusiv de unii dintre marii noștri duhovnici, care odată ieșiți din pușcării, au slujit liniștiți și n-au ieșit. Uitați, Părintele Serafim Man îmi spunea că a botezat și a cununat copii și cupluri de securiști care veneau pe ascuns la mănăstirea Rohia pentru că ei aveau credință. Fenomen cunoscut, da, acesta. Fenomen sigur cunoscut și nu cred că e o anecdotă. Cred că aveau mai mult superstiții decât o credință curată, dar sau nu poate contează. Poate erau credință și nu doreau să intre în conflict în, hai să zicem, jobul, folosesc un barbarism, pe care îl aveau acolo la securitate. Și vedeți, comunismul nostru a permis și astfel de realități. Eu cred că... Înduioșătoare de altfel. Dacă eu nu cred că sunt anecdote. Ce spunea un secretar de partid: cu ajutorul lui Dumnezeu și sprijinul partidului am reparat și biserica asta. Domnule Codrescu, cum tâlcuim acest verset? Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că lor este împărăția cerurilor. Matei 5,10. Despre ce fel de dreptate este vorba? Și a doua parte a întrebării: oare cum arată împărăția cerurilor dacă au putrezit în temniță atât de mulți pentru ea? Ea atât de ispititoare, este o ofertă de nerefuzat încât să-ți lași oasele într-o temniță pentru această împărăție a cerurilor? Știi cum se spunea că, mă rog, comunismul a umplut cerul de sfinți. Sigur că a fost o prigoană și ideea de dreptate trebuie privită prin prisma creștinismului, iar numai așa își află adevărata consistență și operativitate, pentru că dacă ne raportăm la o dreptate de ordin politic, la conjuncturi, la ceea ce este trecător, aleatoriu, atunci nu ajungem nicăieri. Oricei mai mulți dintre rezistenții aceștia au simțit, dacă n-au conștientizat până la capăt, faptul că adevărata dreptate este în strictă legătură cu Hristos și cu adevărul bisericii. Până urmare, au fost mărturisitori și apărători ai acestei dreptăți absolute, nu? Care conformează istoria. Și acum, vedeți, vorbeam mai devreme despre eclipsa spiritului de jertfă în lumea de azi. Generația aceasta, rezistenția anticomunistă, a avut acest spirit și l-a manifestat din plin. Astăzi noi, epigonii lor, nu numai că nu mai avem acest spirit, dar nici măcar nu mai înțelegem cu adevărat dimensiunea jertfei lor. Riscăm, deci, nu numai să nu fim în stare de jertfă, dar să nu înțelegem jertfa istorică a altora. Asta este o mare primejdie pentru conștiința noastră identitară și pentru viitorul comunității românești. Prin urmare, trebuie să înțelegem această dimensiune creștină a jertfei și să ne aducem neabătut aminte că măsura creștinătății noastre este jertfa, pentru că această religie creștină s-a născut din jertfa lui Dumnezeu pentru oameni și dăinuiește prin jertfa oamenilor pentru Dumnezeu. Dragi prieteni, atât pentru azi. Discuția s-ar fi putut întinde la nesfârșit. Mulțumesc invitațiilor mei, iar vouă vă doresc o duminică tihnită, nu înainte de a vă invita să urmăriți documentarul despre Părintele Martir Ilarion Felea, realizat de Radu Găină.